Salutare, dragi prieteni! Suntem în Satul Roșu și am venit să o felicităm pe doamna Olga cu aniversarea celor 35 de ani, iar surpriza este din partea prietenilor. Haideți să mergem să o felicităm! Ca să vă fericit cu ziua de naștere. Anume, astăzi împliniți o vârstă foarte frumoasă de 35 de ani, la care vă felicităm încă o dată. Haideți cu toți ziua! Doamna Olga, vreau să vă întreb, cum credeți cine v-a organizat această surpriză? Doamna Olga, uitați-vă, noi avem niște cadouri pentru dumneavoastră și avem și un mesaj de felicitare în care scrie cine vă felicită într-un mod mai deosebit. Foarte frumoasă! Și am să dau citire mesajului. De ziua ta îți dorim cersenie, ani frumoși, prieteni, zâmbet, dragoste, momente unice pe care viața să le transforme în amintiri ce nu se uită niciodată. Chiar dacă viața nu e așa cum o dorești, chiar dacă cei pe care îi iubești te supără, iartă și uită. Zâmbește și bucură-te alături de noi, cei care îți doresc din adâncul sufletului să ai parte numai de împliniri și satisfacții. Dumnezeu să te călăuzească și să o rânduiască totul cum este mai bine pentru tine. La mulți ani, cu cele mai frumoase gânduri de bine și sănătate din partea prietenilor. La mulți ani! Mulțumesc! Aceasta nu este tot, pentru că noi am venit cu un buchet de melodii ca să vă înveselim. Deci vă invităm la dans, mergem afară, da. Haideți, lăsați buchet. Să
Olga, aceasta a fost surpriza din partea prietenilor și cred că v-a plăcut această surpriză. V-a mai înfrumusețat un pic seara și eu cred că o să rămână în memoria dumneavoastră încă 35 de ani înainte. Mulțumesc. Și aveți un cuvânt de mulțumire, mulțumesc, mulțumesc. Puteți chiar acum să le mai spuneți încă o dată un cuvânt de mulțumesc pentru cei care v-au organizat surpriza. Eu vreau să le mulțumesc lui Catiușa, Ninuța, ele sunt ca surorile mele. Le iubesc enorm, ele sunt cele mai bune prietene mele. Și îmi pare rău că alături de noi nu este domnul Cutari, care îi mulțumesc din toată inima pentru tot ce face pentru mine, că mă ajută în momente cele mai grele și îți dau răbdare și sănătate să aibă. Și cred că să fie momentul să ne vedem. Și vouă vă rău doresc sănătate la mândouă și la toată lumea care aici, care m-a sunat și m-a stimat și a venit în această seară. Și le spun, când aveți nevoie, poți și la nezul nopți, la ora 2-3 de noapte. Aveți nevoie, apelați-mă că eu sunt prezentă. Și vă iubesc enorm și vă mulțumesc la toată, toată lumea. Și vă strac de plăcută conțioare. Eu și îți urez. Îți urez, în primul rând, sănătate. Cătușa. Fericire. Mult noroc în viață. Mulțumesc. Și la bine și la greu, noi suntem bine. Eu știu, mulțumesc frumos. Vă iubesc, știți că vă iubesc foarte mult. Noi tot iubim. Și părinții ne iubesc foarte, foarte mult. Eu îți urez încă o dată la mulți ani, să fii sănătoasă, fericită, să asculti părinți, să asculti copiii și cred că ți-a plăcut surpriza noastră și vreau să spun că nu este numai din partea noastră, mai sunt invitat la câțiva prieteni. Câțiva? Și îți doresc să fii fericită în continuare. Mulțumesc! Doamna Cristina, mulțumesc foarte frumos, vă urmăresc, sunt fidelă dumneavoastră și vă doresc în continuare succese, sunteți bravo!